Anchetă în Italia după ce pe o plajă s-au găsit un ficat și un rinichi. La începutul acestei săptămâni, anchetatorii bănuiesc că ar putea fi vorba de organe umane, însă originea lor va fi stabilită exact după teste specifice. Conform Digi24.ro, cele două organe au fost descoperite pe 21 iunie, la interval de câteva ore, potrivit La Stampa. Ficatul a fost găsit prima dată de către un turist care se scălda în apropierea țărmului și care a alertat garda de coastă. După câteva ore, un copil a descoperit pe plajă rinichiul. Potrivit sursei citate, în același interval, o femeie ar mai fi găsit câteva bucăți de carne. Organele au fost ridicate și trimise la un laborator din Roma pentru analize, urmând a se stabili dacă sunt de origine animală sau umană. Procurorul adjunct Daria Monsuro, care a deschis un dosar în acest caz, a decis că cele două organe să fie analizate și de un medic legist. Deși nu exclud nicio ipoteză, anchetatorii bănuiesc că ar putea fi vorba despre organe umane. Garda de coastă a început verificarea amănunțită în zona respectivă, relatează Digi24.ro.